If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. Bună, sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! Se apropie vara și primesc tot mai multe mesaje de la voi cu aceeași întrebare. Cum să slăbim? De aceea m-am gândit să fac acest video și să vă dau câteva sfaturi care o să vă ajute să fiți în formă vara aceasta. Dar înainte să începem, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube ca să nu pierdeți niciun video și nu uitați să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram, acolo zilnic postez pozele interesante și vă anunț de fiecare dată când apare un video nou, deci urmăriți-mă și pe Instagram. Iar acum să trecem la subiectul nostru de astăzi. Aici pe YouTube mai am un video asemănător în care vă dezvălu câteva dintre secretele mele care mă ajută să mă mențin în formă. Astăzi o să vă dau câteva sfaturi care sper să vă ajute. Dacă nu ați văzut acel video, o să vă las linkul în descriere. Așadar, de obicei primăvara, brusc cu toți începem să slăbim. Căutăm diferite diete miraculoase, facem multă mișcare, unii chiar nu mănâncă deloc ca să scape de câteva kilograme în plus. După cum v-am zis, sunt împotriva tuturor dietelor drastice, nu este bine să vă înfometați. Dacă nu dați corpului vostru suficientă mâncare, după ce o să începeți să mâncați din nou normal, o să puneți toate kilogramele înapoi. Deci nu are niciun rost. Dacă nu știți cu ce să începeți procesul vostru de slăbire, vă sfătuiesc să mâncați ca și înainte, însă un pic să micșorați porțiile. Secretul este să mâncați din farfurii mai mici. Nu știu dacă ați observat, dar în momentul în care ne luăm o farfurie mare, de obicei punem și mâncare mai multă, astfel și mâncăm mai mult. Însă dacă luăm o farfurie mai mică, ne punem mai puțină mâncare și mâncăm mai puțin. Așadar, mâncați din farfurii mai mici. Următorul meu sfat pentru voi este să mâncați de fiecare dată înainte să plecați de acasă. Dacă o să plecați înfometați de acasă, o să mergeți pe stradă, o să vedeți ceva în magazin care nu este tocmai sănătos și o să mâncați. Acel lucru nu e sănătos. Însă dacă o să mâncați bine acasă, nu o să vă atragă pe stradă nicio prăjitură și niciun covric nesănătos. Ca să puteți să slăbiți, trebuie să știți o regulă foarte importantă. Apa este cel mai bun prieten al vostru. Repet încă o dată. Apa. Nu sucurile, nu ceaiurile, nu băuturile carbogazoase. Toate aceste băuturi sunt considerate mâncare, fiindcă conțin zahăr și calorii. Cred că deja v-ați obișnuit cu mine, fiindcă de fiecare dată vă sfătuiesc să beți cât mai multă apă plată, fiindcă apa detoxifică organismul și vă ajută să slăbiți. Încă un lucru important este să dormiți suficient, 7-8 ore pe noapte. Nu știu cum sunteți voi și dacă ați observat, dar după o noapte nedormită, tindem să mâncăm mai mult și avem poftă de alimente bogate în calorii. Toate aceste lucruri se datorează lipsei de somn, de aceea vă sfătuiesc să dormiți 7-8 ore pe noapte. Următorul lucru care o să vă ajute să slăbiți este sport regulat. Repet, regulat. Trebuie să faceți mișcare de cel puțin 3 ori pe săptămână. Dacă puteți să faceți câte puțin în fiecare zi, este și mai bine. Nu este bine să faceți antrenamentul astăzi și să vă treziți abia săptămâna viitoare să mai faceți unul. Așa nu o să slăbiți niciodată și nu o să aveți rezultate. Trebuie să faceți sport regulat. Practic, sportul trebuie să devină pentru voi un mod de viață. V-am mai zis, alegeți ceva care vă place foarte mult. Sigur există un mod de mișcare care vă aduce plăcere. Nu știu, dansul, înotul, alergatul, mersul pe jos. Credeți-mă, sunt o mulțime de variante din care puteți să alegeți, trebuie doar să doriți. Și ultimul meu sfat pentru voi este să vă iubiți, așa cum sunteți. Și în fiecare zi să doriți să deveniți cea mai bună variantă a voastră. Aveți încredere în voi. Iubiți-vă și fiți pozitive. Acest lucru o să vă facă să fiți și mai frumoase. Trebuie să înțelegeți un singur lucru. Totul pornește de la felul în care gândim. Dacă gândim pozitiv, putem și să slăbim, și să avem corpul la care am visat, și să avem succes pe toate planurile. Țineți minte, alimentație sănătoasă, sport și gândire pozitivă sunt trei piloni de bază care ne ajută să fim în formă. Dragii mei, cam acesta a fost video-ul meu de astăzi. Sper din suflet că v-a plăcut și o să vă ajute sfaturile mele. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, iar dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să dați subscribe. Nu uitați de asemenea cum puteți urmări și pe pagina mea de Facebook, Instagram și Одноклассники. Vă aștept acolo cu mare drag. Vă pup și vă îmbrăcesc! Pa, pa!